Vă spuneam, tragedia de la Balș scindează coaliția de guvernare. Fostul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, spune că guvernul Câțu avea pregătită ordonanța care viza accesarea de fonduri europene pentru reparații în spitale, însă aceasta a fost uitată. În plus, Tătaru susține că Voiculescu avea deja raportul după tragedia de la Piatra Neamț. După cum știți, după tragedia de la Neamț, la nivelul guvernului, premierul a decis împreună cu afacerilor interne, o serie de controle care au fost coroborate între Ministerul Sănătății, Inspecția Sanitară de Stat și Inspecțiile Sanitare din DSP-uri, precum și IGSU și SCIRU, a tuturor secțiilor de terapie intensivă, nu neapărat din spitalele COVID, ci și din celelalte spitale, pentru a putea vedea realitatea la zi, dotarea fiecărei secții și necesarul sau un plan de conformare. În acest sens, s-a făcut un raport care a apărut chiar pe 23 decembrie. După cum știți, o ordonanță de urgență într-o primă lectură, guvernul Orban stipula că pe fonduri europene se pot accesa fonduri europene tocmai pentru a reface aceste instalații. Se află în continuare pe masa inițiatorilor, Ministerul Sănătății și Ministerul Fondului.